6 categorii de mame defavorizate, minore sau provenite din zona conflictului armat din Ucraina, pot beneficia de carduri pentru nou-născuți în valoare de 2000 de lei, acordate din fonduri externe nerambursabile în perioada 2024-2027. Sprijinul se acordă pentru copiii născuți începând cu data de 12 aprilie 2024, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului. La Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara sunt înregistrate până la această dată 24 de dosare, 5 dintre acestea având ca beneficiare mame minore. Pentru că sunt mai multe categorii de mame care ar trebui să beneficieze de acest tichet, cum ar fi mama beneficiară de componentă VMI, mama cu dezabilități, mama aflată temporar în situație critică de viață, mamă ce nu deține act de identitate, mamă minoră, mamă cetățean străin, apatrid, provenită dintr-o zonă de conflict armat și un reprezentant legal al copilului temporar de sau permanent de ocrotire a mamei. Deci aceștia sunt beneficiari. La nivelul fiecărui OAT din județ se identifică aceste mame vulnerabile și având în vedere că a intrat în vigoare în 11-a 4-a, odată la 3 luni și prima tranșă sau primele date primise către MIPE a fost în luna august 2024. Și aici avem 24 de cupluri mamă nou-născut. MIPE-le va trimite către UAT-uri aceste carduri electronice care tot de către reprezentanții asistenței sociale din fiecare OAT vor fi distribuite mamelor. Printre beneficiarii noștri avem 15 mame beneficiare de componentă VMI, o mamă cu dizabilități, 3 mame aflate temporar într-o situație critică și 5 mame minore. Mamele urmează să intre în posesia cardurilor în perioada următoare, după emiterea acestora de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Baza de date cu beneficiarele cardurilor în valoare de 2000 de lei va fi actualizată periodic de către AJPIS Hunedoara, în funcție de datele primite de la primăriile din județ.